vineri, că da? E foarte interesant ce se va întâmpla cu Chindia Târgoviște, care încearcă să dea la o parte, fie pe Crinceni, fie pe Botoșani. Oricare dintre cele trei va fi, din punctul meu de vedere, o mare și plăcută surpriză, că sunt acolo în play-off. Nu sunt echipe cu care ne-am obișnuit, nu? Cu Viitorul, cu Astra, ne obișnuiserăm acolo în zona de play-off. Acum, Dinamo? Dinamo, nu mai zic, că Dinamo da. N-a fost niciodată în play-off. Adică a fost odată și... A fost, da. Adică echipe care, numele care au, s-ar fi justificat să fie în play-off. Și au ajuns echipe pe care, eu pe mulți, domnule, dacă Clinceni, domnule, dacă Voluntari, domnule, dacă oamenii de acolo sunt preocupați și investesc și vor să aibă fotbal și vor să aibă... Deci trebuie felicitat, trebuie urmate. Clinceni are ce n-au multe echipe din fotbal românesc, continuitate. Cel mai longeviv antrenor este acolo, la Clinceni. Și un copil serios și un copil în banca lui. L-ați avut, nu? L-ați avut la Timișoara. A fost și câteva la Timișoara, dar eu m-am dus la Timișoara, el fusese înainte de a ajunge. Da, l-ați dat afară, nu? Nu. El a fost pe timpul lui Oli, dacă nu mă înșel. Da. Da, un copil serios și eu întotdeauna l-am văzut și în Liga a doua. Echipa joacă. Și atunci, de ce? Bravo lor că sunt acolo. E interesantă disputa în trei. Pentru play-off, că e dispută între Botoșani, Clinceni și Târgoviște. Da, la Botoșani e cu fostul meu jucător și fostul colega lui Narcis. Da. Aveți o simpatie pe parte pentru el? Nu, să știi că toți care mi-au fost dragi și eu am o relație foarte bună cu jucătorii, chiar dacă câteodată e mai certam așa părintește, dar am o relație bună cu ei pentru că i-am simțit că sunt profesioniști și am apreciat lucrul ăsta. Cu atât mai mult pe Croitorul chiar a venit la Giurgiu împreună cu fratele, cu Florin și copiii la etapa aia care arătau calitate și uite că au demonstrat-o și în teren și acum o demonstrează și cantru. Așa mă bucur, cum mă bucur pentru Costele Naiche, cum mă bucur pentru Dan Alexa. Ați fost genul de antrenor care de președinte care a încercat să inoveze în meseria asta de a descoperi antrenori. Ați lucrat cu Ionuț Lupescu și cu Ilie Dumitrescu, doi mari. Da. Foști internaționali, da. Ați încercat să-i atrageți la Bacău și au rămas niște povești... Da, povești interesante. Am mândoi oameni cerebrali, în primul rând, dovadă că, uite, Ionuț a fost unde a fost, dovadă că acum unde e ultra mulțumit din ce am înțeles și din discuția cu el. La fel, Ilie, unul din specialiștii voștri pe probleme de fotbal, un tip care a crescut foarte mult, din punctul de vedere, a crescut foarte mult, eu știu și era la început de meserie, dar a crescut foarte mult, a învățat foarte mult. Îmi pare rău și am zis-o inclusiv lui, și lui și lui Gabi Balint, i-am zis-o. Îmi pare rău că nu mai antrenează niciunul dintre ei. Da. Bine, și pe Gabi nu l-am avut și pe el la Timișoara. Ne bucurăm de prezența lor aici. Da? Ne bucurăm de prezența lor aici, dar da, cred că ar fi... trebuie să se bucure unii de prezența lor pe teren. Așa cum spuneam înainte, vis-a-vis de Narcis, chiar mă bucură că face lucrurile astea. Da, ne povestesc cum duduiau boxele în vestiar când treceați pe acolo și... Bun, era interesant, dar cu Ilie, da... Era melodia cu Sacapaua. Cu Ilie, da, Ilie v-a zis să vină cu ceva nou și am intrat toată în club și au zis în vestiar. Bum, 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 bă, ce dă cu film, muzică? Ori și-o întreb pe secretară, mă, Gabi, dar ce știi? Păi ce a zis domnul Ilie să pună muzică și... Zic, mă, bun, când termina antrenamentul, roagă-l pe domnul Ilie să vină să discut și eu cu el. Vine Ilie, zic, băi, Ilie, bă, dacă am făcut club sau discotecă, spune că fac cu intrare, dracu, scoate-mă un ban. Ce șeful știe să deconecteze băieții, pam, pam, bravo, băi, Ilie, gata, ce să mai... Avea un stil așa că dacă te vedea un pic încordat, să te liniștească, dar era, da, plăcut. Între timp s-au inventat căștile și ascultă fiecare în casă. Să nu mai deranjeze, băi. Cine ia titlul, domnul Chivorchean? Titlul, din punctul meu de vedere, cred că îl va lua FCSB-ul. Da. Iar eu, în sezonul viitor, văd o dispută pentru titlu între Craiova și FCSB, iar unul din arbitrii, sezonul viitor, va fi era Sepsi Sfântul Gheorghe. Pentru că mă uit la CFR Cluj, eu... Mi-e drag, Edi, drag că vrea să facă ceva, numai că Edi trebuia să fie conștient că Ilie Dumitrescu, Dan Petrescu a jucat la CFR Cluj pe ceea ce puteau jucătorii.
Ca să poți să joci pe ceea ce își dorește Edi, trebuie să ai jucătorii care îți dorești tu să joace ceea ce vrei tu. El e un tip informat, un tip pregătit, îl văd că se consumă. Numai dacă el va putea să aibă rezultate, dacă CFR Cluj va transfera din punctul meu de vedere din vară minim 5 jucători. Dacă nu îi va aduce minim 5 jucători, cu tot efortul care va face Edi și cei care sunt în club, mi-e greu să văd, să mai văd pe CFR Cluj că anul viitor să va înscrie lupta pentru titlu. Da, cam asta a fost povestea emisiunii. Vă mulțumesc pentru prezența în platou. Dumneavoastră că ne-ați urmărit. Chiar acum un prieten din Craiova trimite o imagine care e cu adevărat impresionantă. Astăzi ar fi împlinit 90 de ani Amza Pelea și e un tricou imens în vestiarul celor de la Craiova. Îmi pare rău că n-am apucat să prezentăm și imagine, dar da, 7 aprilie 90 de ani de când s-a născut marele Amza, și Craiova nu-și uită reperele și bine face, apropo și de ce vorbeați dumneavoastră.